Bine, v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Așa de dimineață, deci sunt cu pijamaua pe mine, nici măcar nu m-am schimbat, v-am adus aproape ca să puteți să vedeți. Cred că v-ați dat seama, este vorba despre un machiaj al feței cu produse mai noi, pe care nu le-ați văzut, nu le-am folosit pe canal, așa că m-am gândit că ar fi interesant și pentru voi să le vedeți în acțiune. Am o mulțime de produse pe care nu le folosesc în videoclipuri, deci sau le-am folosit doar o singură dată și cu această ocazie vreau să le reiau și să încep să le folosesc din nou pentru că sunt produse care mi-au plăcut foarte mult. Sunt produse high-end, deci unele le-am cumpărat în decembrie, unul este cumpărat acum recent, acum o săptămână sau 2 săptămâni, celelalte sunt puțin mai vechi, dar pe care nu le-am mai folosit, tot testând produse cosmetice și descoperind alte noutăți, nu le-a mai venit rândul săracele și am zis hai să le scot de acolo din sertar și să încep să le folosesc, pentru că altfel vor expira și le voi arunca și păcat de ele. Pentru că sunt produse high-end, deci produse mai scumpe. Și să nu o mai lungesc, zic eu, haide să trecem la aplicarea acestor produse pe față. Mi-am aplicat această cremă Glow de la Erborian. După cum vedeți, fața mea are un glow foarte, foarte frumos. O foarte bună cremă dacă vă doriți un aspect glowy, așa. Minunată această cremă Glow Cream de la Erborian. Deci așa arată. Și să trecem la aplicarea acestor produse. Mi-am prins părul, așa nu îl voi mai atinge. De să îmi curăț mâinile. Și voi începe cu aplicarea acestui primer. Deci este vorba despre un primer de la Guerlain. Nu m-ați văzut folosindu-l în videoclipuri, deci cred că este prima oară. Meteorit. Este vorba despre un primer cremă hidratantă care dă un booster de strălucire și este vorba despre Oxygen Care, deci așa arată. Deci cu acest recipient alb, este un produs alb la culoare, deci așa arată ca o cremă. Și eu îl folosesc pe post de primer, foarte hidratant, într-adevăr dă o strălucire naturală tenului, nu aplic foarte mult, foarte hidratant. Miroase a lăcrămioare, deci are un miros foarte frumos de lăcrămioare, deci specific produselor de la Guerlain. Foarte bune produse și foarte scumpe. Se merită, nu știu dacă aveți nevoie de un asemenea produs, sunt alte primere la prețuri mult mai bune și la prețuri mult mai accesibile care fac cam același lucru, deci nu nimic diferit. O să iau oglinda aici aproape de mine pentru că fără oglindă nu pot să fac nimic. Dar este un primer foarte bun, deci se aplică foarte bine, se intră în piele foarte bine, se absorbe foarte rapid. Și pielea noastră se simte hidratantă și plumping așa. Mai departe, voi aplica acest primer de la Charlotte Tilbury, pe care nu l-am mai folosit de foarte mult timp și vreau să-l termin pentru că altfel va expira. Este în culoarea, în nuanța light medium, deci numărul 3. Și este acesta Flawless Filter de la ei. S-a curățat toată emblema și tot scrisul de pe sticluță. La fel, acest auriu de la capac a început să se ducă. Deci uitați-vă și voi, un produs de lux care, în ceea ce privește ambalajul, lasă cam de dorit, dar produsul la interior este unul minunat, deci foarte frumos produs. Poate fi folosit pe toată fața, dacă vă doriți, sau pentru mai multă strălucire, deci eu îl folosesc în zonele în care am nevoie de mai multă strălucire, de parcă n-aș avea suficient, uitați-vă cum lucesc, dar îmi place acest glow, mai ales pe timpul verii, deci îmi place foarte mult. Este un produs foarte bun, deci Flawless Filter de la Charlotte Tilbury. La fel, un produs destul de scumpicel,
Găsim alte variante mai ieftine cu siguranță. Deci acelea de la L'Oréal sunt foarte, foarte bune, apropiate ca efect. Și acum că am aplicat, lăsăm puțin să intre în piele și vom trece la, hai să trecem la machiajul ochilor. Dar mai întâi, haide să trecem la sprincene, să-mi fac sprincenele și cred că e singurul produs care nu e high-end, dar de care nu pot să mă las. Deci, iubitul meu, produs pentru sprincene de la Kiko, deci minunat din colecția lor Festival Glow, îmi place la nebunie. V-am spus, are o pensulică aici, nu e pensulă, un aplicator foarte fin. Eu curăț foarte bine de produs să nu rămână încărcat și apoi îmi aplic pe sprincene. Îmi place foarte mult și continui să-l folosesc. Deja mi-am comandat o nuanță mai deschisă. Foarte frumos produs și îmi place foarte, foarte mult. Foarte, foarte bun produs acesta de la Kiko pentru sprincene. Colorează sprincenele, deci dacă aveți fire albe, minunat. Deci va acoperi firele albe, va fixa sprincenele și va da și formă și volum sprincenelor voastre. Foarte bun, deci ador acest produs. Și acum să trecem la un produs pe care nu l-ați văzut și, cum am spus, este un produs nou cumpărat în decembrie. Și este vorba despre această trusă de la Pat McGrath din colecția, deci Celestial Odyssey Lux Quad Bronze Borealis. Deci așa se numește. Deci specificul ambalaj de la Pat McGrath. Și așa arată. Este, da, un quad de la ei, deci cu patru farduri. Și așa arată la interior. Acestea sunt culorile. Cum am spus, nuanța acestui quad este bronz borealis. Deci acestea sunt culorile. Haideți să vă fac și un swatch să le vedeți. Deci avem un mat și celelalte sunt sidefate. Așa le veți vedea și foarte frumoase farduri, cremoase. Deci așa arată. Uitați-vă ce minunate sunt! Fantastice! Deci îmi place foarte mult acest quad. Câteodată aceste farduri de la Pat McGrath, unele sunt bune, unele sunt mai puțin bune. Deci am avut și experiențe neplăcute cu aceste farduri de la ea. Nu toate sunt bune și prețul este unul foarte, foarte mare, așa că nu știu ce să vă zic. De exemplu, acest fard sidefat de aici, puțin bronz, când îl aplicăm, nu știu dacă se vede, dar uitați-vă, e puțin chunky așa, nu știu cum să spun, când se ia cu mâna, se fărâmițează, nu știu cum, deci acest tip de fărâmițare mie nu-mi place absolut deloc. Probabil având acea consistență puțin cremoasă, din această cauză se adună, dar nu e ceva de care să fiu foarte, foarte mulțumită, dar per total este o paletă foarte bună. Se merită să dați atâția bani pe o paletă din aceasta? Nu știu, cred că sunt la prețuri mai bune, palete de exemplu Natasha Denona, foarte bune. Anastasia Beverly Hills, la fel, foarte bune palete, de foarte bună calitate. Unele, v-am spus, sunt minunate, deci foarte pigmentate, cremoase la atingere, se aplică ușor, se blenduiesc ușor, dar altele sunt puțin chunky, așa. Deci, acum depinde de preferințele voastre și mai ales de bugetul vostru. Eu am și palete mai mari, deci am una mare și două, cred că medii, deci am 4-5 palete de la Pat McGrath și îmi plac, ce să zic, sunt niște palete care pot fi folosite la ocazii speciale, de zi cu zi, nu prea, dar sunt bune, ce să zic, sunt bune, una de avut așa în colecție
de folosit la ocazii speciale, se merită să avem o colecție vastă sau să avem nu știu câte palete. Vă spun eu, nu visați la acesta pentru că nu sunt ele super extraordinare. Sunt bune, sunt niște palete bune, speciale. V-am spus, unele farduri sunt de o calitate excepțională, unele mai puțin. Deci, poate aveți aceste truse și le-ați folosit și cu siguranță îmi veți da dreptate. Nu toate fardurile din aceste palete sunt de o foarte bună calitate. Și să nu mai pierd timpul, haide să îmi aplic aceste farduri, dar mai întâi îmi voi aplica un primer pe ochi și îl aplic pe acesta de la Urban Decay. Și acest primer se numește Eyeshadow Primer Potion. Deci este un primer de ochi de la Urban Decay. Cred că toată lumea a auzit de acest primer. Este un primer hidratant. Uniformizează textura ploapei noastre. Este hidratant, deci este foarte bun pentru persoanele mature care au riduri deja pe ochi și zona ploapelor mai uscată, deci este foarte bun și fardul se așează foarte, foarte frumos. Voi aplica puțină pudră să setez și voi aplica aceasta de la Laura Mercier Translucent Powder. Acum că am setat această pudră, deci am setat zona ochilor, am setat pudra, auzi, am setat zona ochilor, voi aplica aceste farduri și voi începe cu acest fard sidefat de aici, maroniu, deci voi aplica pe toată ploapa. Este un maro vinețiu așa, deci nu este un maro clasic. Deci uitați-vă cum arată. Îl aplic cu degetul pentru că fiind sidefat se aplică mult mai ușor cu degetul și apoi îl vom blendui cu pensulă. Deci drăguț. Apoi în colțul intern voi aplica acest auriu de aici. Vom aplica această nuanță mai deschisă. Foarte frumos acest auriu. Și foarte vizibil. Iar acum în colțul extern vom aplica acest fard mat pentru a-l contura. Și voi aplica strict aici în colțul extern. Acesta este puțin prăfos. Deci, cum am spus, unele sunt foarte bune, altele sunt mai puțin bune. Și iată că și la o trusă de machiaj Pat McGrath, deci uitați-vă, este prăfos. Putem avea fallout, deci aveți foarte mare grijă. Încă o dată, un exemplu că prețul mare a unui produs și fiind atât de lăudat, nu înseamnă că acel produs este extraordinar și nu mai găsim unul ca el și să ajungem în faza în care neapărat să ne dorim o astfel de trusă sau să facem sacrificii, nu. Deci vă spun, nu știu dacă se merită. Iar acum cu o pensulă curată vom blendui pentru că mă voi uita în această oglindă mică, fiind mai aproape. Și vom blendui, vom blendui, vom blendui. Mai aplicăm puțin auriu. Mi se pare că nu este chiar atât de vizibil celălalt.
Wow, foarte, foarte si de fat. Deci, machiajul de astăzi va fi unul foarte, foarte si de fat. Cu siguranță nu e un machiaj de zi. Deci, este un machiaj mai de seară. Să vedem cum mă descurc astăzi toată ziua. Norocul meu e că port ochelari și se mai pierde din intensitatea machiajului, deci nu se vede chiar atât de tare, ca să zic așa. Mai departe, haideți să trecem la aplicarea fondului de ten și îl voi folosi pe acesta de la NARS în nuanța Fiji. Sunt foarte bucuroasă, nu mai am chiar atât de mult și de aceea m-am hotărât să îl folosesc. Culoarea lui este una mai deschisă, dar nu-i problemă, deja gâtul meu este mai deschis ca tenul. Îl voi încălzi cu celelalte produse. Deci are o acoperire foarte mare. Foarte, foarte mare, trebuie aplicat puțin. Deci pe cameră cred că pare mult mai alb decât în realitate. Nu am folosit decât o pompiță și este suficientă pentru toată fața. Deci cu o pompiță acoperim tot. Se aplică foarte ușor, se întinde ușor pe față, intră foarte rapid în piele. Un fond de ten minunat care rezistă foarte bine pe parcursul zilei. Îmi place foarte mult, deci acest fond de ten de la NARS este unul foarte, foarte iubit. Poate ar trebui să-mi cumpăr o nuanță mai închisă pentru vară. Dar deocamdată am o grămadă de fonduri de ten, de creme nuanțate pe care să le folosesc pe timpul verii. Acesta este bun în timpul iernii. Foarte frumos arată. Uitați-vă ce frumos arată acest fond de ten. Minunat, minunate fondurile de ten de la NARS. Deci sunt renumiți, cunoscuți și la prețuri bunicele, nu chiar foarte scumpe. Iar acum voi aplica un corector sub ochi, acesta de la Becca. Deci este un corector într-o cutiuță așa. Voi aplica puțin. Voi încălzi cu degetele și voi aplica în zona de sub ochi. Deci pentru un look impecabil. O să vedem mai acum cum se aplică aceste produse. Unele dintre ele sunt minunate, deci le folosesc de ceva timp și îmi plac foarte, foarte mult. Deci uitați-vă deja cu corectorul și mi-a acoperit din ciarcăne. Deci acum arăt ca și Gasper, deci fantomă, dar o să vedeți că la final o să arate foarte, foarte bine, o să-l facem noi să arate bine. Foarte frumos. Și voi aplica și puțin concealer, acesta de la cum se numește? Too Faced. Deci concealerul de la Too Faced în culoarea Vanilla. Deci așa arată. Deci aceasta este Vanilla și vom aplica puțin acolo unde am nevoie să acopăr mai mult. La fel, foarte bun concealer. Voi tapota cu degetele deocamdată. Și apoi cu burețelul. Deci un burețel umezit în prealabil. Foarte bun concealer, uitați-vă, mi-a acoperit ciarcănele. Nu are acoperire foarte, foarte mare, dar suficient. Deci arată foarte natural
sub ochi, deci nu mi accentuează ridurile. Îmi place foarte mult acest anticearcăn și îl folosesc de ani de zile. Bun, foarte bun. Și acum haide să fixăm anticearcănul și voi folosi această pudră fixatoare pentru zona de sub ochi, deci este specific creat pentru zona de sub ochi de la Pat McGrath. Și eu îl luam în nuanța, nici nu știu dacă scrie, s-a și luat, deci îl folosesc de ceva timp, deci din decembrie când l-am luat, îl folosesc în continuare și e un produs foarte, foarte bun. Îl voi lua și îl voi fixa și îmi voi fixa anticearcănul. Foarte bun. Deci folosesc această pudră și aceea de la Laura Mercier, care sunt special create pentru a fixa zona din jurul ochilor, deci pentru fixarea anticearcănului. Foarte bune, deci fixează fără să usuce, deci nu usucă absolut deloc zona de sub ochi, nu accentuează ridurile de expresie, deci foarte frumos, foarte frumos produs. Mai departe, pentru a fixa fața, voi folosi această trusă. Nu cred că m-ați mai văzut folosindu-o în videoclipuri, cel puțin de 2 ani de zile, cam de când am început acest canal. Am un videoclip în care folosesc acest produs și este vorba despre această trusă de la Hourglass Ambient, deci așa se numește, Lightning Palette. Deci avem Dim Light, Incandescent, Radiant Light. Deci sunt niște pudre de față, deci acesta ar putea fi folosit ca un highlighter, acesta ca un bronzer și acesta ca o pudră de fixare. Nu ia din luminozitate, din contră, dă luminozitate, fixează machiajul și reflectă lumina. Deci proprietățile acestei truse și acestor produse de la Hourglass, din această paletă ambient. Deci tocmai aceasta este, va reflecta lumina, deci tenul vostru va arăta luminos, satinat, așa, minunat, minunat. Și voi aplica pe toată fața această pudră să fixez. Deci cum am spus, fixează fără a lua din luminozitate, din contră. Dă un finish foarte satinat. Este o pudră foarte fină. Și tenul arată minunat, minunat. Foarte frumos, satinat. Vă spun, un produs la fel foarte scump, luxos, dar care își merită toți banii. Și ce mai îmi place să fac este să iau acesta mai închis ca bronzer și să-l aplic. Nu este super, super pigmentat, dar uitați-vă, încălzește tenul suficient, deci pentru un machiaj natural. Acesta e nemaipomenit, deci uitați-vă ce frumos arată. Deci se vede, da? Deci chiar și așa deschis este vizibil. Foarte frumos și vă dă acel glow elegant. Foarte, foarte frumos acest produs de la această trusă de la Hourglass. Este apărută la ei de foarte mult timp, deci nu este un produs nou. Eu l-am deja de 2 ani. Da, deci cam de când am început acest canal YouTube, în acea perioadă mi l-am cumpărat. Am prins o promoție pentru că prețul lui era un exagerat. Deci urmăriți promoții la aceste produse Hourglass pentru că sunt foarte, foarte bune. Am de la ei bronzerul, blush-ul, la fel foarte bun, foarte frumos. Deci uitați-vă ce frumos arată și putem să ne jucăm și cu highlighterul. Să mai dăm puțină lumină. Nu sunt foarte vizibile, vă spun, nu vă așteptați la cine știe ce miracole, dar tenul vostru va arăta frumos. Deci, nu știu dacă se observă pe cameră, dar da, acea senzație de luxos chiar, chiar este. Deci, minunat, minunat produs. Și acum să aplicăm un bronzer. Dar haide să terminăm cu machiajul ochilor și să mai blenduim puțin.
Și voi folosi acum, ca și eyeliner, voi folosi această nuanță închisă să creez un eyeliner deasupra, deci să conturez ochii. Deci pur și simplu presez la baza genelor pentru a da iluzia de eyeliner. Uitați-vă, foarte discret, foarte natural, iar acum vom aplica sub ochi, la fel pentru a da senzația de contur al ochilor. Merg foarte aproape de gene. Foarte frumos, îmi place foarte mult. Iar acum pe interior voi aplica acest creion negru contour de la Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil. Deci doar puțin să intensific genele. Iar acum vom aplica un mascara și acesta este un mascara nou-nouț. Deci dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut deja am făcut un mini story, un mini reel acolo în care mi-aplic acest mascara și este vorba despre mascara Lash Clash de la Yves Saint Laurent. Deci uitați-vă ce frumos ambalaj, ce luxos. Deci cu această siglă a lui Yves Saint Laurent, puțin ieșită în evidență, aurie, pe un ambalaj negru simplu, mat, așa, foarte frumos, foarte luxos ambalaj. Și ce să mai zic, produsul la interior, deci așa arată pensula. Deci o pensulă clasică cu perii foarte fini și subțiri. Deci îmi place la nebunie. Dacă vă doriți gene false, fără a aplica gene false, bine, acest mascara e cel mai potrivit. Nu va arăta supernatural pe genele voastre, deci nu vă așteptați la gene naturale. Va da volum, le va lungi și va da și curbare genelor mele. Dar le încarcă puțin, deci mie îmi place să le mai încarc, o să vedeți voi acum cum se vede, dar e minunată, deci îmi place extraordinar. Dacă vreau să am genele vizibile, e bine, întind mâna după acest mascara. De când îl am, îl folosesc aproape în continuu, în continuu și sper să nu-l discontinuie pentru că este un mascara minunat. Chiar dacă nu aveți genele lungi de la mama natură, vă spun, acest mascara vi le va face vizibile și voi aplica doar un strat, așa puteți să vedeți cum arată. La aplicarea unui strat, foarte naturale, deci le vedeți? Foarte naturale, sunt separate, nu sunt încărcate, foarte drăguțe, deci cred că se vede diferența. Minunat, minunat mascara acesta de la Yves Saint Laurent, dar mie îmi place să le încarc puțin, să le dau mai mult volum, să le dau mai multă lungime și va încărca, deci va încărca genele voastre. Deci nu există mascara încă perfect, dar acesta este aproape de perfecțiune. Va da un efect wow. Deci uitați-vă, genele mele care sunt inexistente, uitați-vă ce diferență. Ce diferență poate să facă niște gene voluminoase, curbate. Foarte mult îmi place. Deci, un mascara wow, deci super, super wow. Îmi plac foarte mult genele mele cum arată după aplicarea, după cum vedeți, le-am mai încărcat puțin,
Nu foarte tare. Dar mascara care rezistă foarte bine, nu se transferă pe timpul zilei, acesta este un lucru pozitiv și tocmai asta îmi place la el. Îmi dă volum, îmi dă lungimea de care am nevoie și mi le curbează și nu se transferă. Deci nu se transferă. O să-mi aplic acum și la celălalt ochi și ne vedem după. Și așa arată mascara aplicată. Foarte frumos. Deci, uitați-vă, ca și cum aș avea gene false. Minunat, minunat. Ce să zic, le-a încărcat puțin, dar și dacă avem gene false, tot nu arată natural. Deci, acum ce variantă preferați? Deci, mie mi se pare mult mai ușor de a obține gene așa mult mai voluminoase și mai vizibile doar cu mascara, fără a aplica gene false. Deci îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Deci genele mele sunt incredibil de lungi după aplicarea acestui mascara. Îl iubesc de nu mai pot și voi continua să-l folosesc, sper să nu-l oprească din fabricație. Mai departe, haideți să încălzim tenul și la fel o trusă pe care nu am mai folosit-o de foarte mult timp. Și este vorba despre această trusă de la Charlotte Tilbury, din nou, Filmstar Bronze and Glow. Deci avem un bronzer și un highlighter. Deci așa arată. Foarte bun produs. Foarte, foarte bun produs. Culoarea acestui bronzer este una rece, deci nu e o culoare caldă și arată foarte bine pe... Mă uit să văd dacă au ceva nuanțe, fair medium, deci eu am în această nuanță fair medium, deci așa arată, nici prea cald, nici prea rece, o culoare neutră care arată nemaipomenit, o să vedeți pe ten. Și o să aplic să încălzesc puțin fața. Foarte frumos, deci nu se aplică cu pete, arată minunat. Un vis. Deci această trusă, lumea nu mai vorbește de această trusă, dar este unul din produsele de la Charlotte Tilbury, descoperite de mine, de la fel, cred că sunt 2 ani. Cred că în același timp cu acea trusă ambient de la Hourglass, produs care îmi place foarte, foarte mult. Deci de când am luat-o, am tot folosit-o și de fiecare dată când revin la ea, sunt surprinsă de calitatea acestui produs. Deci o culoare foarte neutră, foarte naturală, nu arată oranj pe fața voastră, deci în lumina zilei este foarte natural, imperceptibil, foarte frumos, foarte, foarte bună această trusă de la Charlotte Tilbury. La fel ca și această trusă ambient de la Hourglass. Nu sunt ele cele mai pigmentate, cele mai vizibile produse. Sunt atât de naturale și tocmai aceasta le face speciale pentru că nu sunt așa în față, ceva strident, ceva vulgar, deci foarte, foarte natural. Deci pentru un look natural, elegant, sunt minunate aceste produse. Pentru ocazii speciale, dacă aveți nevoie de produse foarte bune pentru nunți, pentru botezuri, pentru petreceri, e bine, aceste produse arată foarte natural, chiar și în lumina zilei. Produse de foarte bună calitate. Mai departe, să trecem la un alt produs, la fel nou, cumpărat în decembrie, la fel de la Pat McGrath. Și este vorba despre această trusă. Această trusă, la fel din colecția Divine Blush Glow Trio Galactic Sun, deci avem blush și highlighter. Vine într-un ambalaj de carton, carton de foarte bună calitate, cu oglindă și avem două blush-uri și highlighter. Deci avem blush-ul Divine Rose, Desert Orchid și Golden Nectar, deci așa se numește highlighterul, Golden Nectar.
Deci primul este Desert Rose, acesta este Desert Orchid. Foarte frumoase nuanțe, minunate. Sunt de o calitate excepțională. Blush-uri normale, arată foarte bine pe ten, dar nu rezistă, se aplică foarte, foarte bine, se uniformizează, nu rămân pete. Foarte drăguț blush, foarte drăguț highlighter, dar nu rezistă pe mine, nu rezistă foarte mult și asta este un punct negativ, deci negativ pentru mine. Eu ce-mi doresc și ce mă așteptam de la această trusă este ca aceste farduri să reziste mult mai mult pe obrazul meu. Ei bine, la prețul pe care l-au, nu știu dacă se merită. Arată foarte bine, foarte frumoase. O să vedeți în momentul în care îl aplic. Minunat, minunate, glow-i așa, satinate, deci pielea arată nemaipomenit după aplicarea acestor blush-uri. Dar nu are rezistență foarte mare. Foarte pigmentate, nimic de zis, se aplică un vis, dar pe mine nu rezistă. Și o să-mi aplic acesta Orchid mai întâi, deci este o nuanță mai cu minte, așa să zic. Deci vă spun, foarte naturale. Uitați-vă ce frumos arată. Arată minunat. Foarte frumos. Dar pentru prețul pe care l-au, nu știu dacă se merită să... Foarte natural. Foarte, foarte natural. Și acum voi aplica puțin din acest roz. Aici în... Găsim blush-uri la fel de minunate și la prețuri mai accesibile. Mi se par foarte scumpe pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce fac aceste produse. Dar arată minunat. Deci uitați-vă, foarte frumos. Uitați-vă ce glow natural. Foarte, foarte frumoase produse. Dar la fel, cum am spus, nu știu dacă se merită să plătim atât de mult pentru niște farduri care doar arată frumos și, slavă Domnului, sunt atât de multe pe piață care arată la fel de frumos. Mă așteptam, vă spun, la o putere de rezistență mult mai mare. Am găsit un truc ca să le fac să reziste mai mult, dar cred că o să fac un videoclip cu trucuri pentru a face să reziste machiajul mult mai mult. Deci am câteva trucuri pe care le folosesc și care chiar funcționează. Dar nu vreau să apelez la trucuri să fac să reziste machiajul. Mă aștept la un machiaj la acest preț să fie 100% eficient. Deci, da, sunt de acord, plătesc mai mult, dar și pretențiile mele sunt mai mari. Deci îmi doresc ca acel produs să fie performant. Din punct de vedere al calității produsului, așa în general, foarte bun. Nu rezistă. Pentru mine e un punct negativ. Pentru mine nu se merită prețul pe care îl au aceste farduri. Și acum voi aplica puțin highlighter. Deci fața mea arată satinată, glowy așa, dar nu strică niciodată puțin highlighter în plus. Și voi aplica pe acesta din trusa de la Pat McGrath. Foarte frumos. Deci highlighterul, nimic de zis. Foarte, foarte frumos. La fel, nu rezistă el foarte mult, dar impactul acestui highlighter este wow. Foarte frumos. Foarte frumos highlighterul. Nu este cu glitter, foarte natural. Îmi place foarte mult cum arată fața mea astăzi. Într-adevăr, produse mai scumpe, dar la unele dintre ele chiar vedem diferența între un produs de o calitate mai proastă sau de un preț mai mic și aceste produse de calitate și aceste produse mai scumpe. Deci la unele chiar se vede diferența și fața mea e mărturie.
Acum să-mi aplic un ruj de buze și voi folosi pe acesta de la Charlotte Tilbury din Pillow Talk, din colecția Pillow Talk, dar mai întâi îmi voi aplica un creion contur. Acest creion este de la Sephora. Îmi plac foarte mult creioanele de la Sephora. Printre preferatele mele, deci creioanele de la Sephora și creioanele de la NYX. Minunate, minunate creioane de buze. Iar acesta nu cred că are o nuanță, deci Pillow Talk 2 mediu. Deci are un număr și este mediu. Deci așa arată. Deci Charlotte Tilbury. Deci Pillow Talk numărul 2 mediu. Foarte frumos ruj. Foarte natural. Cremos. Se aplică un vis. Miroase bombonicios. Foarte frumos. Și să-mi desfac și părul acum. O să trebuiască să mă schimb și sunt gata să încep ziua. Deci așa arată. Așa arată fața mea. Deci cu machiajul aplicat astăzi, unele noutăți, deci cum ar fi acest mascara de la Yves Saint Laurent Lash Clash, minunat. Deci uitați-vă la genele mele. Gene false sau nu? Deci spuneți-mi dacă ați folosit și dacă vă place acest mascara, pentru că dacă nu l-ați folosit și nu l-ați cumpărat, alergați să-l cumpărați pentru că este foarte, foarte, foarte bun. Deci un mascara minunat. La fel aceste două produse pe care nu le-ați văzut voi de anul trecut achiziționate în perioada reducerilor de iarnă. De la Pat McGrath, deci foarte bune produse. Luxoase. Putem să găsim și variante mai ieftine care fac același lucru? Cu siguranță da. Deci cu siguranță da. Arată foarte bine pe ten. Deci machiajul ochilor arată minunat. Dar cum am spus, putem găsi variante mai ieftine care fac cam același lucru? Sigur. Deci, după câte produse de make-up am testat eu de-a lungul anilor, vă spun că în ultimul timp chiar putem găsi printre acele produse de drugstore, deci acele produse mai ieftine, unele chiar care ne surprind. Într-adevăr, dă senzația de luxos, deci uitați-vă machiajul ochilor, foarte, foarte frumos, deci foarte natural. Cu celelalte produse trebuie să muncești puțin mai mult. Dar, vă spun, rezistența lor nu este una extraordinară. Trebuie să aplic un primer ca să reziste mai mult. La fel, plătesc o grămadă de bani și am pretenția ca aceste produse să fie tip-top. Deci, în momentul în care nu sunt tip-top, nu-și merită bani. Dar arată foarte bine. Deci, uitați-vă ce frumușică sunt în dimineața asta. Sunt încântată, încântată de aceste produse. La fel am scos din sertare aceste truse de la Hourglass Ambient și acesta de la Charlotte Tilbury. Acesta este minunată, deci minunată. O folosesc foarte, foarte mult. Deja bronzerul a început să ajungă mai spre sfârșit, observ. Highlighterul nu, pentru că îmi place highlighterul din această trusă de la Pat McGrath. Deci uitați-vă ce frumos e. Poate fi purtat chiar și pe timpul zilei, nu este să-ți sară în ochi, foarte natural, deci puțin auriu așa, dar natural, vă spun, nu este unul care să îți sară în ochi. La fel, această trusă de la Ambient Light, pentru a reflecta lumina, deci uitați-vă pe monitor ce senzație de ten luminos am, bine, și celelalte produse pe care le-am folosit, deci acea cremă Glow de la Erborian, dar
Ajută foarte mult și această pudră Ambient Light de la Hourglass pentru a reflecta lumina. Deci minunate produse. Și cam atât pentru astăzi. Spuneți-mi dacă ați folosit din aceste produse și care este părerea voastră despre ele, dacă v-au plăcut sau nu. Sau ce sugestii aveți de alte produse care funcționează la fel de bine și sunt la fel de calitative ca acestea. Sau poate aveți unele mult mai bune ca acestea. Deci lăsați-mi în comentarii, împărtășiți experiența voastră cu aceste produse de make-up. Și vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la sfârșit și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să apăsați și clopoțelul, așa veți fi la curent cu postările mele următoare, iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!